Pe data de 18 mai, întâmplător, data de 18 mai este și Ziua Internațională a Muzeelor. Am primit un cadou, cu ghilimele de rigoare. Adică aici, în cadrul unui eveniment deosebit, care a fost Marșul Absolvenților, a fost un mega concert susținut de câteva din trupele foarte importante de rock și hard rock din România. Și n-are sens să le enumăr pentru că ele sunt apar pe programul activității respective. Știind, aflând din presă, subliniez că va avea loc un mega concert de rock și hard rock, ne-am gândit ca în aceeași zi, deci pe 18 mai, în cursul dimineții, am făcut câteva adrese în mai multe locuri, da? La Primăria Iași, în calitate de organizator, la Direcția Județeană de Cultură Iași, în calitate de reprezentant al Ministerului Culturii în teritoriu, la Ministerul Culturii, la Consiliul Județean, Prefectură, la Garda Națională de Mediu și puțin mai târziu la Direcția de Sănătate Publică. Cred că mai trebuie subliniat faptul că într-un perimetru destul de mic aveți mai multe clădiri de patrimoniu în acest perimetru. Știți foarte bine că este Casa Dosoftei, care este monument A, este Biserica Treierari, care este monument A, este Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, care apare pe lista de patrimoniu ca monument B. Toate din acestea sunt foarte importante pentru urbea noastră și pentru istoria poporului român în general. Atunci, în timpul concertului, primului concert Forța Azul, un concert cu un impact teribil din punct de vedere al, să spunem, amprentei spectrale și de sunet, este șocant sunetul, o să vedem imediat. Mai târziu au fost alte concerte la care am participat în mod direct, împreună cu Direcția de Sănătate Publică și am făcut măsurători. Ulterior, în laboratoare de specialitate cu software și așa mai departe, au fost prelucrate. Dar să revenim la această etapă. Aici este o imagine și amprenta sonoră în cele ce urmează, legate de Forța Azul. Ce ați auzit dumneavoastră este zgomotul vitrailor celor trei mari tralii din palat, ce au dus la tensiuni enorme în ochiurile de sticlă, și anume o serie de fisuri apărute, probabil în imagine se vede mai dificil, dar vă vom pune la dispoziție formatul electronic de calitate superioară. Aici este o zonă, aici este o zonă, aici este o fisură. Și de asemenea, au fost observații în muzeu, o serie de elemente care s-au spart cu totul întâmplător, se pare, dar probabil că nu este așa și vom demonstra că nu este așa. La sfârșitul lunii martie a avut loc recepția finală a acestei clădiri, da? În urma amplelor lucrări de consolidare și restaurare a palatului. Nu întâmplător v-am invitat aici reprezentanții ai proiectantului general și al constructorului. Domnul director Baian, fiind inginer constructor, cunoscând foarte bine, din punct de vedere tehnic, Palatul Culturii, vă poate da și lucruri, vă poate spune și lucruri tehnice. Dar eu vă pot spune că am fost călcați de atât de multe comisii și atât de multe semnături avem pe acele acte, încât nu cred că există o eroare din punctul ăsta de vedere. În plus, proiectul, ca să poată să fie pus în practică de către firma de construcție, a trebuit să aibă avize de la Comisia Națională a Monumentelor, unde din care fac parte foarte mulți experți pe diferite categorii de lucrări.